Un autoturism condus de un șofer de 82 de ani s-a răsturnat în urma impactului cu o mașină condusă de o tânără de 22 de ani. Accidentul s-a produs din cauza nerespectării distanței regulamentare de deplasare. În urma impactului, autoturismul bărbatului s-a răsturnat pe partea carosabilă. Din accident a rezultat rănirea celor doi conducători auto care au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.